numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, astăzi, în duminica aceasta 21-a după Rusalii, aflăm de ce a venit Mântuitorul Iisus Hristos pe pământ. Și nu numai de ce, și cum a venit. Și cum s-a purtat. Și cum s-a rugat. Înainte de răstignire, Mântuitorul s-a rugat cu lacrimi. Și spune Sfântul Evanghelist Ioan că sudoarea lui se transformase în picături de sânge. Atât de puternic a fost rugăciunea lui. Și, dacă îmi permiteți, doar să vă reamintesc câteva din cuvintele Domnului acolo din grădina Ghețimanii, după ce a zis: Părinte, a venit ceasul ca Fiul să te preaslăvească pe tine și tu să-L preaslăvești pe Fiul tău. Ne spune, de fapt, ce este viața veșnică. Pentru că noi știm și ne gândim așa simplist că viața veșnică este momentul dintre moartea noastră și veșnicie. Dar viața veșnică nu este atât. Viața veșnică este întâlnirea noastră permanentă cu Dumnezeu. Rămânerea noastră permanentă în iubirea lui Dumnezeu. Aceasta este viața veșnică. Și viața veșnică nu începe de când murim, cum credem noi. Las că-i vedea atunci ce-i face. Nu. Viața veșnică începe de acum. De ce? Auziți ce zice Mântuitorul și poate că acesta este cel mai important verset al Scripturii. Toate sunt importante în felul lor. Dar acest verset este cel mai important și cel mai puternic pentru că tocmai vorbește despre viața veșnică și ce este viața veșnică. Și chiar așa zice Mântuitorul. Aceasta este viața veșnică. Două puncte. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Deci viața veșnică este cunoașterea lui Dumnezeu. Și în cunoașterea lui Dumnezeu este cuprinsă și cunoașterea voii lui Dumnezeu. Pentru că în sine pe Dumnezeu nu-L putem cunoaște. În ființa Lui nu-L putem pătrunde. Ființa lui Dumnezeu este inaccesibilă. Dar iată că Dumnezeu poate fi cunoscut prin ceea ce El ne dăruiește, prin manifestările sale în lume. Teologia ortodoxă a noastră vorbește foarte mult despre aceste energii necreate, catolicii spun că sunt create, și de aici este o mare ruptură între noi și ei, dar nu vorbim despre ei, ci despre noi, aceste energii necreate izvorăsc din ființa lui Dumnezeu și se revarsă peste lume prin harul său. Iar cunoașterea lui Dumnezeu este mai mult decât aceea rațională prin care noi știm și înțelegem. Aceea este un fel de temelie. Este începutul prin care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu din cele pe care le știm primite de la El și pe care le învățăm. Dar cunoașterea lui Dumnezeu este mult mai mult decât atât, pentru că după ce trecem de bariera aceasta rațională, intrăm în ceea ce este mai important. Și anume, intrăm în dragostea lui Dumnezeu. Nu întâmplător, tot atunci înainte de răstignire, Mântuitorul le-a zis ucenicilor așa. Și rețineți că este foarte important. A zis, rămâneți întru dragostea mea. Este fundamental cuvântul acesta. Pentru că numai rămânând întru dragostea lui Dumnezeu, putem să ne mântuim. Și aceasta, de fapt, este și mântuirea. A fi în dragostea lui Dumnezeu înseamnă a ne mântui. Acum, dacă v-aș întreba cum vă închipuiți raiul, știți că există, poate n-ar trebui să vorbesc despre asta, dar vă spun totuși că, de exemplu, în Islam, raiul este foarte bine descris și se pune accent foarte, foarte mult pe moștenirea raiului. Pentru că așa, unii extremiști, evident că nu toți, dar extremiștii din ramurile islamului, merg cu bombele la centură, tocmai cu imaginea raiului înainte. Ei zic, așa sunt învățați ei, vă repet,
fundamentaliștii aceștia, că mor acum, dar după aceea mă așteaptă 1000 de fecioare în rai. Și o să fiu cel mai fericit. Deci e foarte interesant cum se întunecă mintea omului cu astfel de imagini. Noi creștinii cum ne închipuim raiul? Este un loc al plăcerilor, un loc al sălășluirii printre fecioare sau chiar și imaginea aceea a grădinii, pentru că noi avem imaginea grădinii din grădina raiului, da? Dar și aceea este simbolică. Nu vă închipuiți că prin rai o să ne plimbăm pe acolo și o să numărăm merii, perii și o să ascultăm păsărele. În rai nu o să fie starea aceasta pe care ne-o închipuim noi cu mintea noastră umană, ci raiul este tocmai asta, rămânerea în dragostea lui Dumnezeu. De aceea este foarte frumos și foarte important că teologia noastră, sau mai bine zis decât teologia, mai mult decât atât, este duhovnicia noastră românească. Face o mărturisire incredibil de frumoasă și de profundă legată tocmai de starea de rai. Grecii, de exemplu, și rușii, dar și noi românii, suntem învățați, începând cu secolul al XIV-lea, al XV-lea, de la perioada Sfântului Grigore Palama, mai ales încoace, atunci când era în preajma căderii Constantinopolului, înainte de căderea Constantinopolului, despre rugăciunea inimii și despre coborârea minții în inimă și faptul că prin rugăciunea aceasta a inimii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe mine păcătosul, care este lipită de respirația noastră trupească, pe inspirație spunem prima parte și pe expirație spunem a doua parte, aceasta este un fel de pregustare a raiului. Și este adevărat, este corect. Doar că nu este chiar atingerea punctului esențial, pe care pusnicii noștri din munții Apuseni, mai ales din cheile Râmețului, și vă îndemn să mergeți când aveți drum, cât mai des la mănăstirea Râmeț, care este o mănăstire extrem de puternică și de frumoasă și de profundă, tocmai prin duhovnicia aceasta, ei spuneau că starea de rai este mai mult decât rugăciunea inimii. Pentru că rugăciunea inimii încă folosește rațiunea și mintea. Da? Pentru că suntem în lumea aceasta și nu este greșită, să nu mă înțelegeți greșit. Dar rugăciunea inimii încă folosește mintea și zice, Doamne, deci este ca o rugăciune a minții. Dar așa se și numește. Rugăciunea inimii sau rugăciunea minții, coborâte în inimă. E bine, teologia aceasta, duhovnicia aceasta românească, care se numește foarte frumos, nu românească, ci carpatină, spune că starea de rai este starea de așezare înaintea lui Dumnezeu fără niciun cuvânt. Nici măcar rugăciune nu mai este, în sensul de cuvinte. Ci este stare de rugăciune în fața icoanei, adică în fața lui Dumnezeu. Și pusnicii aceștia, și Sfântul Serafim din Sarov făcea lucrul acesta, stătea nemișcat pe o piatră în mijlocul pădurii, fără rugăciune. Stătea pur și simplu uneori și zile întregi și nopți întregi, fără a spune nicio rugăciune, era o stare în care mintea se oprea de tot. Asta făceau și pusnicii lor și puteau să stea nemâncați și nedormiți zile întregi în fața icoanei, fără a spune nicio rugăciune. Și se pare, așa credem noi, că aceasta este de fapt starea de rai. În rai nici măcar rugăciune nu mai facem. Pentru că iubirea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu este atât de copleșitoare peste noi, încât nu mai e nevoie de rugăciune. Pentru că suntem acolo. Închipuiți-vă, e pic deplasată comparația mea, dar închipuiți-vă dragostea părinților sau dragostea tatălui sau a mamei față de copil, când îl ia în brațe, da? Copilul nu mai are nevoie să zică nimic. Copilul nu mai spune, mi-e rău, nu mi-e rău, dă-mi aia, fă-mi aia. Nu. Este suficientă îmbrățișarea părintelui sau al mamei. Nu e așa? Așa este și în rai. Va fi suficientă îmbrățișarea lui Dumnezeu sau manifestarea dragostei lui față de noi. De aceea Mântuitorul în această rugăciune din grădina Ghețimanii se roagă pentru noi. Zice eu, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat mie din lume. Se roagă pentru noi. Vă dați seama ce mare este taina aceasta? Că Dumnezeu însuși se roagă pentru noi. Iar Mântuitorul vorbește aici despre unitate.
ca toți oamenii să fie una, precum noi doi, cum spune că noi părinte suntem una, eu într-o tine și tu într-o mine, așa să fie și ei una. Aici este foarte mult de discutat și n-aș vrea să intru foarte mult în detalii, că nu este timp. Ce înseamnă unitatea bisericii? Ce înseamnă unitatea firii umane sau tuturor oamenilor? Ce înseamnă unitatea creștinilor ortodoxi, de exemplu? Ce înseamnă unitatea creștinilor dintr-o parohie? Ce înseamnă unitatea creștinilor dintr-o familie? Și ce înseamnă unitatea cea mai importantă pentru care noi ne rugăm la liturghie? Care este? Cum zic eu? Unitatea credinței. Asta este fundamentală. Unitatea credinței, pentru că dacă nu suntem în credința cea adevărată, suntem pe căi greșite și nu mai putem fi una nici cu comunitatea, nici cu Dumnezeu. De aceea erezia și schisma, care este un produs al ereziei, dar în primul rând erezia, este foarte gravă, pentru că te scoate din unitatea bisericii și nu te mai poți mântui. De aceea și spilda aceea cu un părinte care era foarte smerit, era un sfânt. Și s-a dus cineva la el și a vrut să-l barjocorească. Și i-a zis, ești un ticălos, că știu eu ce ai făcut. Și părintele a zis, ai dreptate, așa sunt, un ticălos. Și i-a zis, ești un nebun, ești un prost, toate felul l-a făcut. Și întotdeauna părintele zicea, așa sunt, ai dreptate. Și la sfârșit a vrut să-l jignească teribil și i-a zis, ești un eretic. Și atunci părintele a zis, nu, asta nu sunt. Vedeți? Adică este foarte important să înțelegem că trebuie să rămânem în unitatea credinței în Hristos. În unitatea credinței adevărate, bineînțeles. Că nu există două credințe. Oamenii l-au împărțit. Acum, din nefericire și noi spunem, aveam această imagine a cămășii lui Hristos care a fost îmbrăcat la răstignire. Era o cămașă, se zice, făcută de Maica Domnului dintr-o singură cusătură. Nu avea cusătură deloc. Dintr-o singură țesătură. Și această cămașă n-a fost împărțită. Că i-au vrut să o taie în patru soldații. Și au zis, nu, hai să tragem la sorți. Asta arată că oamenii își doresc să împartă cămașa lui Hristos, dar Dumnezeu nu-și dorește asta, ci dorește să rămână o singură credință. Câte denominațiuni creștine există astăzi? Cu miile. Și câte, a zis, cum te îndepărtezi puțin de la căldura focului, cum începe să-ți fie frig și să o iei pe arătură. Așa s-a întâmplat și cu toate ereziile din primele secole până astăzi. Astăzi sunt mult mai multe decât atunci. Toți ăștia care vin și zic, vin pe la ușă, nu știu, mai un bat pe la ușă. Da. Și zic, am venit să vă arătăm Biblia. Și zic, bă, dar noi o avem de 2000 de ani. Cum te trezești acum să ne arăți nouă Biblia? Îmi ți-e rușine puțin. Cum vii tu la un popor creștin să le arăți Biblia? Și aici vreau să ajung la pilda pe care am auzit-o astăzi. Pentru că și aceștia care vin pe la ușă, Iehovii sau ce-or fi ei, totuși ne bat obrazul și ar trebui să fim rușinați. Că ei care sunt eretici, care sunt îndepărtați de credința cea adevărată, îi cunosc Biblia. Și noi, care știm că avem credința adevărată, noi nu o cunoaștem și nu o citim. Recunoaștem asta. Uite cum ne rușinează pe noi Dumnezeu. Ca printr-un eretic să ne adeverească nouă că nu știm și nu citim. Asta nu înseamnă că noi nu mai suntem ortodoxi. Dar suntem totuși îndepărtați de ceea ce ar trebui, tocmai pentru faptul că, iată, nu mai căutăm, nu mai întrebăm, nu mai cercetăm, nu ne mai rugăm cum trebuie și așa mai departe. Pilda de astăzi este foarte frumoasă pentru că Mântuitorul ne o explică. Și dacă rămânea la ideea aceasta, sămânța aruncată pe drum, pe lângă drum, pe spini, așa și mai departe. N-am fi înțeles atât de mult precum am înțeles-o că Mântuitorul însuși le explică ucenicilor și printrânsii și nouă. Atât de limpede, încât vedem că, într-adevăr, înțelepciunea dumnezeiască este cea simplă. Noi o complicăm cu tot felul de filozofii și cu tot felul de lucruri din acestea ale minții umane. N-am vrut să zic chiar rătăciri, că și filozofia este o știință și ea. Și noi o disprețuim. Doamne ferește! Dar filozofia, fără simplitatea lui Dumnezeu manifestată în duhovnicie, își pierde valoarea și rămâne doar o înțelepciune umană, omenească, care nu are putere. Și auziți ce frumos explică și nu mai am mult. Bine, Teo, ai răbdare 2-3 minute și apoi vă împărtășiți. Explicația Mântuitorului este atât de simplă încât așa vedem că este
dumnezeiască. Și auziți, e vorba de capitolul al 8-lea de la Evanghelia după Luca și zice, ucenicii îl întrebau, ce înseamnă pilda aceasta? Noi am spune că este limpede și este clară și totuși ucenicii n-au înțeles-o. Și apoi Mântuitorul zice, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, cea de lângă drum sunt cei care aud, dar rapid vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, apoi cei de pe piatră sunt cei care aud cuvântul, primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, cred până la o vreme și la vreme de încercare, asta e foarte interesant, la vreme de încercare se leapădă, cei dintre spini, și asta trebuie să luați atenție, mai ales dumneavoastră care uneori sunteți total îngrijorați de crize, de știrile alarmante și de tot ce se întâmplă în jurul nostru, de facturi, de chirii, de rate. Aceștia sunt creștinii care aud cuvântul, dar umblând cu grijile și cu bogăția și cu cele vieții se înăbușă și nu rodesc. Iar cei de pe pământ bun este cei care cu inimă curată și bună aud cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. Acum vă întrebați fiecare în care categorie vă aflați. Să zicem că mai există și a cincea categorie. Știți care este aceea? Sunt aceia care n-au avut binecuvântarea de a auzi cuvântul lui Hristos. Și sunt foarte mulți. Sunt cei mai mulți. Câți creștini ortodoxi sunt în lume? Știți? V-ați întrebat vreodată? Sunt vreo 350 spre 400 de milioane. Catolici sunt vreo 1 miliard. Protestanți și sunt câteva 100 de milioane, vreo 500 de milioane, parcă, și neoprotestanți. Și restul sunt de alte religii. Musulmani, budiști și așa mai departe. Ce se întâmplă cu aceia? De ce nu-i pomenește Dumnezeu în pildă? Da. Dar de ce îi va judeca pentru... Domnul doctor are dreptate. Îi va judeca pe fiecare după credința lui, după religia lui. Dar de ce? Pentru că Dumnezeu a pus în toți oamenii chipul său și în toate religii a pus părți din adevăr. Și va judeca după aia și pilda aceasta este cu atât mai dură pentru noi, pentru că pentru noi va fi mult mai greu. Pentru că noi am auzit cuvântul. De aceea Mântuitorul nu-i pomenește aici, pentru că ni se adresează nouă, de aceea și spune că eu nu mă rog pentru lume, pentru cei care n-au auzit cuvântul, Evanghelia, ci mă rog pentru cei pe care mi-ai dat, care au auzit cuvântul și aceia se îndepărtează. Mi-am văzut să aminte acum de referendum pentru familie. Știți că a fost în 2018 o mare tulburare printre cetățenii României, că de ce să trecem noi în o clarificare în Constituție? Că așa cum e același lucru, așa cum zice căsătoria este între soți. Doar că nu e clar, deși cei care au scris Constituția, pentru ei era foarte clar, deja copilul meu, răbdare o să încheie acum, era foarte clar că soții sunt bărbați și femeie, clar. Dar ca să o clarificăm, știți cât s-au prezentat, că asta e foarte interesant, cât s-au prezentat la vot? Un sfert, 25%. Exact cei din Evanghelia de astăzi, foarte interesant. Deci că Dumnezeu a împărțit, iată, foarte limpede oamenii la referendum. 25% au primit cuvântul și s-au dus să mărturisească acest fapt evident și care nici nu ar trebui mărturisit, că nu poate să fie căsătorie între doi bărbați sau două femei. Pentru noi este de neacceptat. Și chiar am văzut zile trecute un american care ține conferințe pe internet mai ales, nu scapă numele lui acum, îmi cer scuze, dar el avea o discuție cu un libertin din acesta, care zicea să lăsăm oamenii să fie liberi, să-și aleagă ei ce vor și chiar copiii să fie liberi la 10, la 12, la 13 ani, să-și schimbe, dacă e băiat, să se facă fată, la propriu, să facă operație de schimbare. Și el spunea, atunci vorbea destul de calm, dar când a auzit chestia asta, s-a ridicat și așa strigat. A zis, nu putem să îngăduim o asemenea nebunie. Deci noi mai suntem, am înnebunit noi ca lume? Să putem îngădui o asemenea nebunie în lume, ca un copil pur, să pățească așa ceva. Deci este o crimă. Cum? Nici nu care nu discutăm. Știți că sunt lucruri care nu se dezbat. Deci, să dezbate. Ce să dezbate? Pe mama și pe tata îl dezbați? Credința o dezbați? Nu. Chiar mi-aduc aminte acum și fac o paranteză scurtă, când era despre icoanele din școli. L-a întrebat pe Dan Puric cineva la televizor. Hai să dezbatem despre icoane. Și a zis, nu!
nu avem ce să dezbatem despre icoane. Icoane sunt icoane și gata. Acum ne apucă să dezbatem. Și așa a zis și el. Sunt lucruri pe care nu le putem dezbate. Acum am închis paranteza. Gândiți-vă în care categorie sunteți. Sau să ne gândim care suntem. Eu cred că foarte rar suntem în categoria cu Pământul cel Bun, în care păstrăm cuvântul în inima noastră și rodim într-o răbdare. Aici este esența pildei. Rodirea într-o răbdare, că noi avem, noi ne rugăm la Dumnezeu și spunem, Doamne, dă-ne, fă-ne și cea, când simțim că parcă nu ne dă, ce n-am înțeles? N-am înțeles că darul lui Dumnezeu trebuie să rodească în răbdarea noastră. Unii vor, noi, ceilalți din cel zic, acum se roagă, Doamne, dă-mi serviciu bun. Da, nu, peste una, acum. Dar răbdarea aceea, de fapt, este mai importantă decât primirea darului. Și închei spunându-vă așa, rugându-vă din nou să vă gândiți în care categorie sunteți și s-ar putea să vă dați seama că sunteți în prima categorie. Poate unii în a doua, așa, când primim cu bucurie cuvântul, așa, avem așa o exaltare de moment, ce frumos e să ne rugăm, ce frumos e la biserică, da, la liturghie, dacă ne ieșim de pe ușa bisericii, o luăm de la capăt. Și iară cu înjurături, iară cu răutăți, iară cu invidii. Vedeți? N-am făcut nimic. Și apoi sunt cei care se îngrijorează, care sunt credincioși. Dar frica îi ține în robie. Frica morții, zice Sfântul Apostol Pavel. Îi ține în robie toată viața pe cei care nu cred. Și pe noi, tot frica. Frica este una singură. Frica de moarte. Și are multe rămurele pe care le putem împărți. Dar în esență este una singură. Frica de moarte. Dar pe noi creștinii, frica de moarte n-ar trebui să ne îngrijoreze. De ce? Pentru că noi chiar știm că moartea nu există și că moartea este doar trecerea spre veșnicie. Și chiar acum închei spunându-vă așa, că Mântuitorul ne-a dat soluția. A zis, nu vă îngrijorați în predica de pe munte. Ce veți mânca? Sau ce veți bea? Sau cu ce vă veți îmbrăca? Sau cu ce veți plăti ratele? Acum fac o așa oară. Paranteză. Sau ce veți pune în frigider? Că Dumnezeu vi le va dărui pe toate. Nu vă va lăsa. Cu siguranță nu vă va lăsa. Țineți aproape de Dumnezeu. Țineți aproape de biserică, însemnând de liturghie, care este împreună slujire, împreună rugăciune, și sunt convins că dacă ar fi cineva dintre noi de aici, care ar rămâne fără serviciu și n-ar mai avea cu ce să-și plătească ratele, și ar veni să ne spună, uitați, eu caut de serviciu. Dar uite, 2-3 luni nu am cu ce să plătesc ratele. Am copii la școală și așa. N-am nicio emoție că noi, biserica, că noi suntem biserica, vom pune fiecare câte un leu și vom plăti ratele acelui. Înțelegeți? Adică și la modul acesta Dumnezeu nu ne lasă. Dacă ar veni cineva sincer și mi-ar spune și eu v-ar spune noastră, trebuie să ajutăm o familie din parohia noastră care are necaz. N-am asărit să-l ajutăm? L-am lăsat așa să-și pierdă mințile? Vedeți? Asta înseamnă să rămâi în credința lui Dumnezeu, dar și în statornicia bisericii, care este o comunitate, o comuniune. Nu sunt cuvinte doar aruncate pe care vi le spun. Chiar cred în asta. Și oricând aveți vreodată vreun necaz, veniți și spuneți-ne. Și cu siguranță că unii pe alții ne vom sprijini. Iar Mântuitorul așa spune. Nu vă îngrijorați. În Biblie scrie nu vă îngrijiți. Asta nu e corect. Ci dimpotrivă, îngrijiți-vă de cele materiale, dar nu vă îngrijorați. Aceasta e traducerea corectă. Pentru că Dumnezeu va ști să vă dea toate după ce veți căuta întâi împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vreau să mulțumesc copilașilor că, uite, am vorbit 24 de minute, deși mi-am propus să vorbesc mai puțin, jumătate, și totuși au avut răbdare până acum, deși n-au priceput ei prea multe, că n-au. La vârsta lor n-au început, dar au avut răbdare să vă asculte. Și pentru asta vă mulțumesc și dumneavoastră și părinților că i-ați adus. Și să nu vă îngrijorați niciodată. Haideți acum să vă împărtășiți.